Deci, Matei, e problemă. Matei. Da, oare să fac contestații? Am 7,45 la română, 6 fix la biologie și la antrenor. Și nu știu ce să fac. Pe acest centru de examen din Galați, puțin peste jumătate dintre elevi au reușit să ia notă de promovare. Am la BAC cu 6,78 și nu sunt mulțumită de notele mele. Vrei să faci contestații? Da, la matematică și la română. La Colegiul Spiru Hare din capitală, doar 3 elevi au picat BAC-ul. Am învățat în ultima lună și chiar sunt mulțumită de note. Nu mă așteptam să iau note așa de mari, sincer, și îi mulțumesc lui Dumnezeu, Doamne ajută, că am luat note atât de mari. Eu dau la teatru, spre exemplu, dau la UNEATICI și chiar mă temeam la matematică și au fost subiecte foarte accesibile față de 2013, spre exemplu. Subiectele nu au fost nici de cum mai ușoare, de altfel ați observat că la nivelul întregii țări numărul mediilor de 10 a fost aproape jumătate față de cel înregistrat anul trecut. Elevii și profesorii au început să abordeze mai cu seriozitate acest examen. În Buzău curg contestațiile la limba română. La română notele au fost foarte mici, mă așteptam la mult mai mult și o să depun contestație. Există această tendință când subiectul se referă la proză și la roman în special să abordezi subiectul operei literare. Ori ceea ce li se cerea lor era cu totul altceva. 57 de licee de stat și private au avut rata de promovare de 0% și alte 42 au avut procente de 100% la BAC. Cei mai buni elevi în funcție de rata de promovare sunt în Cluj, Brașov, Sibiu și Bacău. La polul opus sunt din nou județele Ilfov, Giurgiu și Teleorman. Îmbucurător însă față de anul trecut, numărul elevilor care au promovat examenul de bacalaureat a crescut cu peste 14.000. Dacă aruncăm o privire pe cifrele din ultimii 11 ani, observăm că procentul de promovare a început să crească din 2013 și să se apropie de cel din 2010, când BAC-ul nu era supravegheat video.